Peripeția cu parapanta o va ține minte, asta după ce a fost nevoit să aterizeze de urgență într-un brad. Bărbatul spune că nu erau curenți puternici. Lipsă de experiență și noroc. Dar cum a fost? Era vântul puternic? Nu. Am încercat să ocolesc acest pătrat, să aterizez și atât. Și s-a ridicat copacul în fața mea. Altceva nu pot să văd. Cum ai pierdut controlul? Nu am pierdut controlul, că m-am oprit frumos în copac. Deci nu am pierdut controlul. Pur și simplu am aterizat în vârful copacului. Deci nu m-am lovit, nu nimic. Echipele de intervenție au avut o misiune dificilă din cauza înălțimii mari. S-a intervenit cu o scară culisabilă și cu ajutorul celor de la salvamont a reușit să coborâm în siguranță persoana prinsă între crâncile tatăl. A fost ceva de muncă la el, după aceea la parapantă, că și parapanta era chiar în vârful bradului și bradul are ceva zeci de metri. Și am să-i o dăm în condiții să nu îi stricăm. Am muncit un pic și la parapantă. Parapantistul s-a ales doar cu câteva zgârieturi. Omul spune că nu va renunța la acest hobby.